Pensii tăiate, salarii înghețate, asta ne așteaptă în 2021. Nivelul de trai al cetățenilor este într-o continuă scădere. Pentru a trăi de pe o zi pe alta, cetățenii trebuie să plătească, iar salariile și pensiile sunt foarte mici în raport cu prețurile din magazine. Nivelul de trai al cetățenilor scade de la o zi la alta. Se anunță faptul că anul 2021 vine cu o criză economică la nivel național. Pensii tăiate, salarii înghețate, iar prețurile la alimente pentru uz zilnic sunt din ce în ce mai mari. Cetățenii sunt disperați, în special pensionarii care afirmă că nu pot supraviețui cu 800 de lei pe lună. Cum vi se par pensiile și salariile în comparație cu prețurile la alimente din magazin? Foarte greu, domnișoară. Suntem foarte greu. Eu sunt, am lucrat 20 de ani, fără 3 luni și n-am decât 800 de lei pe lună. Am datorie la apartament că nu pot să plătesc și foarte greu mă descurc cu 800 de lei pe lună. Mai sunt și medicamente că mă ești bolnav și toate cu bani, gratuit. Zice că aia nu se poate, gratuită, că alantă nu se poate și tot cu bani le cumperi. Și așa că e foarte greu de noi. Eu nu știu ce fac oamenii ăștia. Să pui și ei în portofelul lor 800 de lei și să se ducă și ei să trăiască cu 800 cum trăim noi. Ăștia, ei, ai amărâți, ai năcăjiți, nu? Să trăiască și ei, să vedem, le ajunge. Sunt scumpe toate și văd că pensiile stau pe loc. Salariile spun că îngheață. Nu știu unde ajungem. Alimente, medicamente, întreținerea locuinței, toate acestea trebuie asigurate în fiecare lună. Cu o pensie minimă sau cu un salariu minim, cetățenii nu-și pot asigura nici coșul minim de cumpărături, întrucât prețurile sunt într-o continuă creștere.